Este un început de drum și pentru ei și pentru noi. Pentru ei pornesc în viața de credință. Pentru noi, ca biserică din Iris, pornim într-o nouă carte. Tocmai am întors paginile peste o carte, ne-am ocupat de rolurile în familie și intrăm în prima carte din Noul Testament, în Matei. Poate vă întrebați și dumneavoastră ce legătură să fie între Evanghelia după Matei și botezul la care asistăm. Atunci când veți vedea botezul, trebuie să știți că sunt două aspecte și voi reveni la ele, legate de el. În primul rând este ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Noi nu mai vedem cu ochii, citim pe paginile Sfintei Scripturi aceste adevăruri. El a plătit pentru păcatele noastre. Noi prin botez, prin cufundarea noastră în apă, participăm la moartea Lui. Și în felul acesta suntem eliberați de chingile, de legăturile cu cel rău și putem deveni mireasa lui Hristos. Dragii mei, legăturile de căsătorie le statornicește legea lui Dumnezeu și în plan spiritual și în plan fizic. Și ele nu se rup decât prin moarte. Păcatul a adus omenirea la tragedia pe care ți-a auzit-o și la tragedia pe care mulți o trăim. Există deci o latură obiectivă, există și una subiectivă care ține de trăirile noastre, de participarea noastră la ceea ce Hristos a făcut. Evanghelia după Matei are și ea exact două coordonate. O coordonată care nu ține de noi, ține de fiul lui David. În Scriptură avem patru evanghelii, nu una. Și lucrul acesta trebuie să sublinieze prioritatea planului teologic, nu cel istoric. Niciunul din evangheliști n-a dorit să lase o biografie a Domnului Iisus Hristos. Oamenii au încercat să le combine, dar oricât le-am combina, intenția lui Dumnezeu n-a fost să urmărim de la naștere la moarte toate detaliile vieții unui om, deși există un filon de la naștere la moarte în Evanghelie. Noi suntem în prima dintre cele trei evanghelii sinoptice în Evanghelia după Matei. Și Evanghelia începe așa, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Cartea neamului sau genealogia Domnului Iisus Hristos, dar el este identificat cu două personaje din Vechiul Testament, cu David și cu Avram. Amândoi țin de poporul lui Dumnezeu, de poporul Israel. Și această evanghelie este adresată iudeilor în mod special, cunoscătorilor Vechiului Testament. Dacă nu cunoști Vechiul Testament, rămâi doar la nivelul cuvintelor. De aceea am ilustrat evanghelia printr-o menoră, prin acel lampadar cu șapte brațe, sfeșnic cu șapte brațe, pe care Dumnezeu a poruncit să-l așeze în cortul întâlnirii. Observați, pe el aveți o verticală și aveți o orizontală. Orizontală am adăugat-o eu pentru că ține de noi. Sfeșnicul în cort reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Dar verticala vorbește despre fiul lui David, despre ceea ce Domnul Iisus a făcut de unul singur. Orizontala vorbește despre fiul lui Avram, despre ceea ce Domnul Iisus vrea să facă împreună cu tine, împreună cu voi, împreună cu noi. Observați, verticala este aspectul acela obiectiv la care noi nu putem participa. Dar participarea noastră este cerută pe orizontală, pentru că împreună cu noi vrea să împartă Domnul Iisus binecuvântarea pe care a câștigat-o. Verticala vorbește despre împărat și împărăția lui. Orizontala vorbește despre misiunea împărăției. Dați-mi voie să încep cu partea obiectivă, fără de care partea noastră n-are absolut nicio valoare, ca și în botez. Dacă n-ar exista jertfa Domnului Iisus Hristos, învierea lui din morți, tot ritualul acesta ar fi un nonsens în secolul 21. Există, în schimb, această lucrare a Domnului Iisus Hristos, lucrare obiectivă. Am să spicuiesc câteva lucruri din Evanghelie, suntem la o privire de ansamblu și voi lua trei elemente esențiale pe verticală și trei elemente esențiale pe orizontală. Undeva la începutul Evangheliei, prin capitolul 11, Ioan Botezătorul, cel care a vestit venirea Domnului Iisus, îl găsim în temniță. Și el aștepta ca Domnul Iisus, prin puterile lui extraordinare, să facă ceva pentru el. Timpul trecea, s-a hotărât decapitarea lui și în inima lui Ioan se strecoară îndoiala. Trimite doi din ucenicii săi la Domnul Iisus cu o întrebare.
Tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Observați, în inima, în mintea, în gândul lui Ioan exista o așteptare. Și așteptarea aceasta nu era doar a lui, era întregului Israel. Dați-mi voie să spicuiesc câteva categorii de personaje. În primul rând, iau pe cei din vârful piramidei religiei lui Israel, pe marele preot, pe farisei, pe cărturari. Dacă deschideți Evanghelia după Ioan, pe prima pagină veți găsi că ei trimit pe preoți la Domnul Iisus Hristos să-i pună o întrebare. La Ioan Botezătorul, să-i pună o întrebare. Ești tu prorocul? Ești tu Ilie? Ești tu Hristosul? Dacă n-aștepți pe cineva, n-ai astfel de întrebări. Puțin mai târziu, Ioan Botezătorul spune ucenicilor săi, arătând spre Hristos, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este Fiul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici merg și povestesc cu Hristos, după care se întorc și încep să vorbească în gura mare. Am găsit pe cel despre care a scris Moise, pe Mesia. Observați, oameni simpli, pescari. Dați-mi voie să vin la o prostituată din Samaria. Domnul Iisus o întâlnește la fântâna din Samaria. Și după ce stă de vorbă cu ea și destăinuie tainele sufletului, ea aleargă înapoi în sat și spune sătenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este el Hristosul? Până și samaritenii. O femeie simplă aștepta ceva. Tot norodul la sărbătoarea corturilor, nu cumva este el Hristosul? S-a ascultat-o pe Marta în fața mormântului unde era îngropat de 4 zile fratele ei. Da, cred, tu ești Hristosul care trebuia să vină. Cu alte cuvinte, nu exista pătură socială, nu exista om în Israel în care să nu fiarbă aceeași așteptare ca și în Ioan. Tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul. Dar cine și cum s-a pornit această așteptare, această căutare în inimile oamenilor? Pentru asta trebuie să ne întoarcem înapoi la începuturile Scripturii. Dumnezeu l-a plămădit pe om după chipul său, după asemănarea sa, l-a așezat într-o grădină ca să lucreze și să o păzească și i-a spus, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. În ciuda poruncii, Dumnezeu nu i-a luat libertatea de alegere. Femeia a întins mâna, a rupt din fructul oprit, a dat și bărbatului ei. Dumnezeu i-a chemat la judecată pe bărbat, pe femeie și pe șarpele care i-a ispitit. Și el rostește un blestem asupra șarpelui și o promisiune pentru oameni. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, îi spune șarpelui. Aceasta îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Dragii mei, acesta este cuvântul de întrupare, izvorul care a dat naștere la râul așteptării mesianice din istorie. Această promisiune colindă, mătură istoria, așteptând împlinirea ei. Un rabin încreștinat a parcurs scrierile rabinice și a numărat peste 450 de profeții, de promisiuni în Vechiul Testament cu referire la Mesia. Dragii mei, Dumnezeu însuși a pornit în inima oamenilor această așteptare prin promisiunea lui din Genesa și el a vegheat și momentele cruciale a istoriei a ales linia mesianică. Urmăriți cu mine istoria. A început cu Adam și Eva. Ei au avut 3 fii. Cain îl omoară pe Abel, Cain este obligat să fugă dinaintea feței Domnului, se naște Set, înlocuitul. Din Set coboară Noe pe vremea potopului. Noe are 3 fii. Dumnezeu alege pe Sem. Din Sem se naște Avram, dintre semiți. Avram îl naște pe Isaac. Din Isaac se naște Iacov. Iacov are 12 fii și o fiică. Dumnezeu alege pe Iuda. Din Iuda coboară David. Observați, Domnul Iisus Hristos este numit Fiul lui David. De ce? Pentru că între David și venirea Fiului lui Dumnezeu, întruparea Fiului lui Dumnezeu, există o linie dreaptă. Cu alte cuvinte, istoria a intrat odată cu promisiunile pe care Dumnezeu le face lui David pe ultima porțiune de linie dreaptă înainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu.
ce-i promite de fapt Dumnezeu lui David? El a vrut să-i facă lui Dumnezeu o casă, o clădire, pentru că chivotul, tronul lui Dumnezeu, locuia într-un cort, în timp ce el, ca împărat, avea o casă de piatră și de lemn de cedru. Și Dumnezeu prin Natan îi spune, nu tu, Davide, îmi vei face o casă, mâinile tale sunt mânjite de sânge, David era un războinic, fiul tău îmi va zădi o casă. Din punct de vedere fizic, fiul lui David, Solomon, este cel care zidește casa de la Ierusalim, dar promisiunea pe care Dumnezeu i-o face lui David vizează un scaun de domnie în împărăția lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu. Deci un scaun de domnie veșnic și un împărat preot care să domnească peste întregul univers. Legământul davidic devine temelia foarte mult, la foarte multe profeții mesianice. Dacă am răsfoi în continuare istoria, dragii mei, după moartea lui Solomon, fiul lui David, regatul se rupe în două, cu 10 seminții la nord, 2 seminții la sud. După 200 de ani, regatul de nord ajunge la un moment de criză care frânge relația dintre Israel și Dumnezeu și poporul este trimis în robia siriană. În vremea aceea vorbește Isaia. Răsfoiți profețiile lui Isaia, veți găsi extraordinare profeții mesianice în cartea aceasta. Regatul de sud mai continuă 100 de ani, dar ajunge la momentul ruperii relației în 586. Ieremia este profetul care vorbește în astfel de momente de cumpănă. Citiți cartea lui Ieremia, legământul davidic nu este uitat. Cu alte cuvinte, toată lumea aștepta venirea cuiva. Urmează 70 de ani de robie, nici măcar robia nu stinge această flacără, această așteptare mesianică. Atunci când răsfoim cartea lui Zaharia, Zaharia, dragii mei, vede și mai clar împlinirea acestei promisiuni. Un om care va fi împărat pe scaunul lui de domnie și preot în același timp. Dar dacă am colinda istoria mai departe, am venit mai spre zilele noastre, înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, această așteptare a devenit dureroasă. Cu două secole înainte de venirea Domnului Iisus apare literatura apocaliptică. Esența ei este așteptarea intervenției lui Dumnezeu într-o lume coruptă, într-o lume stricată pe care omul nu mai poate repara. Și într-adevăr, din pricina păcatului, numai Dumnezeu poate repara viața mea și numai Dumnezeu poate face ceva pentru planeta noastră. Și de aceea, la împlinirea vremii, Tatăl l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să aducă iertarea, să aducă repararea inimilor noastre. Dați-mi voie să citesc câteva texte din Noul Testament. În primul rând, din imaginea din fața voastră, aveți două vorbiri. Vorbirea lui Dumnezeu de-a lungul întregului Nou Testament, secole în șir. Și o ultimă vorbire, prin Fiul. Este o vorbire despre Fiul și astea sunt profețiile mesianice și o vorbire prin Fiul. Dacă veți citi Evanghelia după Matei, veți găsi afirmații ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul. Cu alte cuvinte, vorbirea lui Dumnezeu prin Fiul este o împlinire a tuturor vorbirilor lui din Vechiul Testament. Evrei, capitolul 1, primele 4 versete. După ce a vorbit părinților noștri prin proroci în multe rânduri, în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El care este oglindirea slavei Lui, întipărirea ființei Lui, care ține toate lucrurile, cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor. Observați, El a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a căpătat, a primit un nume mult mai minunat decât al lor. Stând de vorbă cu mai mari vremii respective, la o sărbătoare, Domnul Iisus îi confruntă și le spune, cercetați scripturile socotind că în ele aveți viață veșnică. Tocmai ele vorbesc despre mine. Scripturile, dragii mei, de la un capăt la celălalt, din Genesa 3:15, vorbesc despre o singură persoană. Știți de ce? În nimeni altul nu este mântuire. În nimeni altul nu există iertarea păcatelor. Ele vorbesc despre mine.
veniți în după masa învierii să stăm să ascultăm discuția dintre Domnul Iisus, un străin pe care cei doi ucenici care mergeau spre Emaus nu l-au recunoscut, și acești ucenici debusolați de cele întâmplate în ultimele zile în Ierusalim. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos, când le vede supărarea, mâhnirea, le spune: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Uitați-vă la versetul 27. A început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. În toate scripturile ce era cu privire la el. Spuneți-mi, la întâmplare oare se frământă Ioan Botezătorul cu identitatea Domnului Iisus? Tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Era vital răspunsul la această întrebare. De fapt, Domnul Iisus nu îi răspunde lui Ioan. Le spune doar atât ucenicilor: duceți-vă la Ioan și spuneți-i ce vedeți și auziți. Și îl trimite la Vechiul Testament și îl ajută să pună la oaltă, exact ca pe ucenici de pe drum spre Emaus, lucrurile. Dacă nu ești convins din Scripturi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, nimeni și nimic nu te va ajuta să ajungi la mântuire. Observați, este extraordinar de important să ne cuplăm la acest filon al așteptării mesianice care este în Scripturi. Răspunsul explicit la întrebarea lui Ioan vine puțin mai încolo, în capitolul 16, versetul 16. Domnul Iisus Hristos este la Cezarea din Filipi împreună cu ucenicii și le pune întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii din călătoriile lor au adunat părerile oamenilor și i-au spus: unii zic că ești Ilie, alții că ești prorocul, alții că ești Ieremia. Și Domnul Iisus se uită în ochii lor și îi întreabă: dar voi, cine ziceți că sunt? Ascultați-l pe Petru: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Până când nu te oprești în fața Domnului Iisus și din convingerea inimii tale n-ai curajul să mărturisești în fața marturilor văzuți și nevăzuți: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, nu ai mântuirea. Cu alte cuvinte, îndoielile noastre trebuie să termine în convingerea noastră cu privire la cine este Iisus, la faptul că El este Hristosul, Dumnezeul, Fiul Dumnezeului celui viu. Dați-mi voie să cobor pe menoră puțin mai jos. Este îndoiala și întrebarea lui Ioan, este răspunsul lui Petru, dar noi avem nevoie de temelia pe care să ne așezăm credința noastră. Și această temelie conține viața, moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Viața, moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Veniți cu mine sub cruce. Uitați-vă la Fiul lui Dumnezeu, atârnat pe lemn între cer și pământ și cu ultimele puteri, înainte să-și dea Duhul, a zis: s-a isprăvit. Ce s-a isprăvit? În sfârșit, drumul spre casă este din nou deschis. Aveți înaintea noastră imaginea cortului întâlnirii, care practic este o copie, o proiecție pe pământ a unor realități cerești. Avem curtea cortului cu altarul, avem cortul propriu-zis cu cele două încăperi ale lui, avem sfânta cu cele trei obiecte, sfeșnicul cu șapte brațe, pâinile pentru punerea înainte și altarul de aur pentru tămâie. Dar apoi este o perdea groasă care separă sfânta de sfânta sfintelor. Dincolo de perdea, au intrat doi din fiii lui Aron și au ars de vii în prezența lui Dumnezeu. Și de atunci, nimeni n-a îndrăznit să intre în prezența lui Dumnezeu decât la invitația lui. Și Dumnezeu invitase pe marele preot să vină o dată pe an în numele întregului popor. În prima parte intrau preoții în fiecare zi, să curețe mucările, să aprindă, să păstreze candele, mergând să pună ulei în candele și tămâie pe altar. Dar în partea a doua intra numai marele preot o dată pe an și nu fără sânge, pentru a duce
pe care l-aducea pentru sine însuși și pentru păcatele de neștiință ale poporului. Prin aceasta, continuă textul, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt, drumul spre casă, drumul în prezența lui Dumnezeu, nu era încă deschis câte vreme sta în picioare cortul dintâi. Imaginați-vă că stați în fața perdelei și știți că dincolo e acasă. Dincolo este Dumnezeul care ne-a creat după chipul și asemănarea sa și dorești din toată inima să-L vezi, să intri în prezența Lui, dar este o perdea groasă înaintea ta. Și moartea celor doi fii al lui Aron te avertizează de faptul că nu poți intra când vrei și cum vrei în prezența lui Dumnezeu din pricina păcatelor tale. Cum și când s-a închis drumul și cum și când s-a deschis el spre casă? Drumul s-a închis în Eden, imediat după ce omul în neascultare a întins mâna și a luat fructul oprit și Dumnezeu a trebuit să alunge pe om din prezența lui și să așeze un heruvim cu sabia învăpăiată să păzească drumul spre pomul vieții. Dacă vă uitați, în tot cortul erau țesuți heruvimi ca să le aducă aminte oamenilor atât de prezența lui Dumnezeu, de faptul că acest cort reprezintă cerul lui Dumnezeu, cât și de heruvimul care oprește întoarcerea acasă. Dar când s-a deschis drumul spre casă? Era ceasul al șaselea. Iisus a strigat cu glas tare, nu uitați, suntem sub cruce, El este atârnat acolo pentru păcatele noastre. Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Unul a alergat, a luat o trestie să-i dea puțin oțet, să-i aline durerile, Iisus refuză. Versetul 50, Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată, perdeaua din lăuntrul templului s-a despicat, s-a rupt în două de sus și până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat. Sutașul și ostașii erau sub cruce și când au văzut cele întâmplate, sutașul a zis, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, în momentul acela, Domnul Iisus a isprăvit lucrarea. Cu alte cuvinte, ca fiul al lui David a devenit beneficiarul, moștenitorul tuturor promisiunilor pe care Dumnezeu le-a făcut lui David. Un scaun de domnie veșnic în împărăția și în casa lui Dumnezeu. Ascultați concluzia autorului Evreilor. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare, avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem, dar nu oricum, cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David. Fiul lui David, moștenitorul tuturor promisiunilor lui Dumnezeu. Dragii mei, Scriptura spune că toate promisiunile lui Dumnezeu sunt da și amin în Iisus Hristos. El este Cel care le-a moștenit, le-a câștigat pentru sine. Întrebarea este, ce vrea să facă cu ele? Dacă ar fi început Evanghelia așa, cartea neamului Iisus Hristos, fiului David, promisiunile vizează doar o singură persoană, un fiu al lui David, nu mai mulți, unul singur. Dar Matei continuă, fiul lui Avram. Cu alte cuvinte, David este moștenitorul, Avram este împărțitorul acestor binecuvântări. Dar cine este Avram? Este tatăl tuturor evreilor, este tatăl nostru al tuturor celor credincioși, spune Scriptura. Și lui Dumnezeu i-a făcut o promisiune specială. În Genesa, capitolul 12, îl cheamă afară din țara lui, într-o țară pe care i-o va da. Și ascultați ce îi promite, voi face din tine un neam mare, te voi binecuvânta, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare.
voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Cu alte cuvinte, acolo, la începutul istoriei acestui popor, Dumnezeu îi spune că în Avram Dumnezeu dorește să binecuvinteze toate familiile pământului. Acum, noi nu reprezentăm foarte multe familii. Probabil că suntem români și maghiari, suntem, cred că, englezi, nu știu din ce alte nații am mai venit aici, dar nu există o familie, un popor pe pământ care să nu poată beneficia de binecuvântările pe care fiul lui David le-a câștigat. Atunci când Dumnezeu oprește pumnalul lui Avram să-l înfigă în inima lui Isaac pe muntele Moria, Îngerul Domnului vorbește lui Avram din nou: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de glasul meu. Dragii mei, când Dumnezeu a jurat pe el însuși, el nu e un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-i pară rău. El împlinește ceea ce a promis. 2000 de ani mai târziu, sămânța lui Avram, Domnul Iisus Hristos, cum îl numește Pavel în Galateni, capitolul 3, a venit să împlinească promisiunea lui Dumnezeu. Dar ceea ce Dumnezeu i-a promis lui David, un tron veșnic, fiul lui David, Domnul Iisus, deschide promisiunea pentru fiecare dintre noi. Toți suntem făcuți din țărână, suntem noroi, atinși de păcat și obidiți din pricina lui. Dar noi am fost creați după chipul lui Dumnezeu pentru părtășie cu Dumnezeu, pentru a domni împreună cu Hristos. Ascultați cuvintele celui glorificat, celui ce va birui: îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. El a venit să așeze temelia împărăției și acum prin biserica lui, prin tine și prin mine, lucrează la lărgirea împărăției, la invitarea câtor mai mulți oameni la deveni mireasa lui Hristos. Și asta o face ca fiul al lui Avram, împărțind binecuvântarea pe care a câștigat-o ca fiul al lui David. Ca să ne imaginăm cum se întâmplă lucrurile, v-aș duce înapoi la un eveniment din viața Domnului Iisus. Ori pe unde mergea el, se adunau mulțimi foarte mari în jurul lui să-l asculte. Cu ocazie, se înserase. Popoarele erau multe, de dimineața le vorbise Domnul Iisus, probabil că erau flămânde, și Domnul Iisus le spune ucenicilor: dați-le să mănânce. Ucenicii intră în panică. Unul care era poate mai, nu știu cum să-l numesc, nu uitați, erau 4.000 de bărbați fără femei și copii, vine la Domnul Iisus și spune: este aici un copil care are între istuță, uitați să mănânce ce a pus mama. Câteva pâinișoare și câțiva peștișori. Dar ce s-a stea pentru o mulțime de oameni? Domnul Iisus le spune: spuneți mulțimii să șadă jos. Imaginați-vă scena. Domnul Iisus a luat în mâini pâinișoarele copilului și peștii și a început să frângă. În fața lui erau cei 12 apostoli. Cu coșurile așteptau ca Domnul Iisus să pună, să umple coșurile. Și ei mergeau să ducă mulțimilor mâncarea. Textul spune că după ce s-au săturat toți, au strâns 12 coșuri cu fărâmituri. Acesta este tiparul. Numai în mâinile lui Hristos se mulțește pâinea. Noi nu o putem face. Dar noi putem lua din mâinile lui să dăm altora. Scriptura spune că el este vița, noi suntem mlădițele. Noi luăm viața din viță să o dăm mai departe rodului care atârnă pe mlădiță. Și ăsta este rolul bisericii. Dragii mei, fiul lui Avram binecuvintează toate familiile pământului prin tine, prin mine, prin noi fiecare, prin voi cei care acum intrați în trupul lui. Misiunea noastră a început când am fost îmbrăcați în haine albe. Misiunea voastră începe în ziua de astăzi. Pentru că ziua de astăzi intrați în trupul lui Hristos, în biserica lui Hristos,
în poporul lui Hristos ca să lăsați pe Hristos să-și continue lucrarea prin voi. Observați, noi nu putem adăuga și scădea de la verticala menorei, dar misiunea noastră trebuie să o înțelegem pe orizontala ei. Și aș lua doar trei puncte de pe orizontală. O să avem vreme să parcurgem împreună Evanghelia după Matei. În primul rând, în capitolul 4, versetul 19, Domnul Iisus își culege, își cheamă ucenicii de pe malul Mării Galilei. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Imaginați-vă că celor care sunt în haine albe și nouă tuturor care suntem parte din biserica Lui, Domnul Iisus ne-a spus același lucru. Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Foarte mulți își iau inima în dinți când dau de greu și se botează și intră în legământ cu Hristos în nădejdea că le va merge bine, că Domnul Iisus îi va salva într-un fel din toate necazurile în care au intrat prin neascultările lor. Dragii mei, nu Hristos intră în planurile noastre, ci noi intrăm în planurile Lui. Cu alte cuvinte, în momentul în care ai curajul să îmbraci haina albă, în mintea ta trebuie să fi întâmplat o radicală schimbare de paradigmă. Până acum ai alergat după pâine și îmbrăcăminte, acum trebuie să te intereseze oamenii, începând cu cei din casa ta, cu soția ta, cu soțul tău. Dragii mei, copiii noștri n-au nevoie de banii noștri, au nevoie de Hristos ca și noi. Și dacă mâncăm o pâine mai neagră, este important să veghem la mântuirea sufletelor lor. Oare de ce spune Domnul Iisus în predica de pe munte, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Și împărăția lui Dumnezeu nu stă în mâncare și în băutură, stă în sufletele oamenilor, mântuite și spălate prin sângele lui Hristos. El ne promite să ne dea pe deasupra mâncarea și îmbrăcămintea. Oare de ce Domnul Iisus Hristos ne-a învățat rugăciunea Tatăl nostru? Și nu cred că este unul în sală care să nu știe. Rugăciunea nu începe cu pâinea noastră, cea din toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, cu toate că asta ne-am dorit de la Hristos. Ci rugăciunea începe cu vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Sfințească-se numele tău. Observați, mai întâi împărăția lui Dumnezeu, restul Dumnezeu ne dă pe deasupra. Misiunea unui creștin s-a schimbat radical față de toți ceilalți oameni din jurul lui. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Dar când te întâlnești cu oamenii și vrei să-i pescuiești, nu ca să-i mănânci, ci ca să le dai harul pe care l-ai primit de la Hristos, spuneți-mi, ce poți să dai unui om, să spui unui om, dacă nu te-ai întâlnit tu însuți cu Hristos, cu împăratul? Și de aceea, dacă fac pasul mai departe, pe orizontală, mă întâlnesc cu verticala, cu momentul acela în care Petru face extraordinara mărturisire. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Până când n-am ajuns la convingerea lăuntrică acestui adevăr, n-am ce oferi oamenilor. N-am ce oferi oamenilor. El este singura cale spre Dumnezeu. El este singurul mijlocitor care poate desăvârși mântuirea noastră. El este și are singurul nume în care oamenii trebuie să fie mântuiți. Nu este niciun alt nume dat oamenilor sub cer. Dragii mei, din păcate, de prea multe ori ne preocupă mai mult religia noastră decât relația noastră cu Hristos. Ori noi n-am fost trimiși. Misiunea noastră nu este să-i chemăm pe oameni la o religie, indiferent cum am numit religia respectivă. Astea sunt simple garduri pe care noi le-am ridicat. Unul singur este calea spre Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Și de aceea, dacă vrei să împlinești dorința lui Hristos, veniți după mine și voi face pescar de oameni, la Hristos trebuie să-i chem, la Hristosul pe care l-ai întâlnit tu însuți. Lăsați-mi voie să închei cu un ultim text de pe capătul din dreapta al menorei, al orizontalei menorei. Suntem după înviere, Iisus Hristos este înainte de înălțare. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Observați, prin lucrarea lui, el, fiul lui David, a câștigat toată puterea în cer și pe pământ. Este Domnul domnilor și împăratul împăraților.
fiul lui David. Dar acum, ca fiul al lui Avram, el vine și începe să împarte sau își trimite ucenicii să împarte binecuvântarea la toate familiile pământului. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Ce mare e lumea asta, ce mulți oameni flămânzi sunt în ea. Eu trebuie să-i satur. Dar, din păcate, în mâinile mele nu se mulțește nici pâinea, nici peștii. Spuneți-mi, cum ar fi dacă n-ar fi Domnul Iisus Hristos cu noi în toate zilele până la sfârșitul viacului? Doar atunci când mă rup de El în mintea și în sufletul meu și am impresia că le pot face toate prin puterea mea, atunci îmi descoper falimentele mele. Pentru că oricât mă rog și oricât aș încerca, nu pot înmulți pâinea, nu pot sătura oamenii. Dar pentru că Domnul Iisus ne-a promis, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor, am curajul să intru în această lucrare. În Ioan 15, Domnul Iisus spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, Tatăl meu este vierul, rămâneți în mine, despărțiți de mine, nu puteți face nimica. Dragii mei, suntem trimiși, nu cu puterile noastre, suntem trimiși cu resursele Lui, cu puterile Lui. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Botezul este actul ascultării de porunca Domnului Iisus. Botezul este actul ascultării de porunca Domnului Iisus. A boteza înseamnă cufunda. Suntem cufundați într-o realitate obiectivă. Spuneam la început, dacă în spatele acestui ritual n-ar exista realitatea obiectivă a morții și învierii Domnului Iisus Hristos, am fi ridicoli. Toți avem dușuri și băi acasă? N-avem nevoie de lucrurile acestea? Dar noi arătăm spre o realitate obiectivă. Botezul semnifică moartea și învierea noastră împreună cu Domnul Iisus Hristos. Semnifică eliberarea noastră în urma morții noastre cu Hristos de legăturile cu Satana ca să devenim ai lui Hristos. Interesant că și atunci când, de pildă, în Biserica Ortodoxă se botează copiii mici, nașii vin și spun, mă lapă de Satana. Da? Ori lepădarea de Satana nu se poate întâmpla decât dacă ai murit tu. Ori dacă eu aș muri din punct de vedere fizic, aș înveșnici relația mea cu El. Iadul m-ar aștepta. Dar pentru că Domnul Iisus îmi împrumută moartea Lui și eu în public, în văzul tuturor, accept să mor, să fiu cufundat împreună cu El, legătura mea cu cel rău se rupe și eu pot deveni mireasa Lui Hristos. Botezul semnifică moartea și învierea mea împreună cu Hristos, eliberarea mea de trecut și începutul unei noi vieți. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, nouă. Să pot să șterg trecutul meu, să uit de el, nu doar eu, ci Dumnezeu. Dragii mei, care dintre noi nu ne dorim această eliberare extraordinară? Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Aceasta este verticala. Lucrarea pe care fiul lui David o face. Dar noi ținem de orizontală, de misiunea pe care Hristos ne-o încredințează ca fiul lui Avram. Și misiunea noastră începe aici. În momentul în care eu intru în apa botezului, vin să proclam iertarea mea, curăția sufletului și cugetului meu. Și de aceea botezul este o glorioasă, o bucuroasă proclamare, dar este în același timp și o serioasă și o responsabilă angajare. Ascultați-l pe Petru, în 1 Petru, capitolul 3, versetele 21-22. Icoana aceasta închipuitoare, asta este o icoană închipuitoare, este o analogie, o metaforă.
Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, care șa de la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus stăpânirile și puterile. Îngerii, stăpânirile și puterile. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești. Cu alte cuvinte, nimeni nu se botează pentru că în mod mistic apa aceea, indiferent câte rugăciuni am rostit peste ea, poate să facă ceva în viața lui. O spun mereu, drac intri în apă, drac ești din ea. Ți-ai bătut joc de un lucru sfânt. Cu alte cuvinte, acolo intru nu ca să mă curăț, ci pentru că sunt curat. Pentru că m-am întâlnit cu Hristos, pentru că am rostit cu gura mea, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Pentru că această convingere m-a legat de Hristos și am beneficiat de toată lucrarea lui Hristos. Asta este botezul. Ar trebui să fie zâmbetul, bucuria pe fața mea. Este mărturia unui cuget curat. Textul din Roman 4:25 spune că Hristos, Domnul nostru, a fost dat din pricina păcatelor noastre, a târnat pe lemn în locul meu și în locul tău și a înviat din morți din pricina că am fost socotiți de prihăniți. Învierea Domnului Iisus Hristos este declarația lui Dumnezeu în univers că a acceptat jertfa și păcatele mele sunt plătite. Și eu, prin credință, particip la această lucrare și mărturisesc cu bucurie că sunt o făptură nouă în Hristos. Deci, fiindcă suntem socotiți de prieniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Dragii mei, nimeni nu se botează ca să aibă pace cu Dumnezeu, ci pentru că are pace cu Dumnezeu. Observați, botezul este o mărturie a unor realități care s-au întâmplat în sufletul meu, în baza lucrării obiective a Domnului Iisus Hristos. Dar spuneam că nu, lucrurile nu se termină aici, lucrurile încep aici. Botezul este și o responsabilă angajare la ducerea mântuirii până la capăt cu frică și cu tremur. Botezul este poarta prin care intru în biserică. Icoana aceasta vă mântuiește acum. În biserică, că alături de frații mei, să las pe Duhul lui Dumnezeu să-și continuă lucrarea mântuirii în viața mea. Aș vrea să închei aducându-vă aminte de ultimul text. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Cu alte cuvinte, fiul lui David și-a terminat lucrarea, a așezat temelia împărăției. Și în baza a tot ce a câștigat el, el ne roagă pe noi să împărțim altora pâinea care se mulțește în mâinile lui, pâinea vieții. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dragii mei, prin ceea ce urmează, noi împlinim porunca Domnului Iisus. Ei împlinesc porunca Domnului Iisus. Cu siguranță sunt mulți în sală care n-au făcut-o. Interesant că Dumnezeu, care este atotputernic, nu obligă pe nimeni. Hristos a venit, s-a lăsat răstignit în locul tău și continuă să aștepte. Dacă de bună voie ești nesilit de nimeni, vrei să faci pasul acesta? Nu lăsa să treacă timpul. Vei pleca de aici, treburile vieții te vor mătura și vei uita. La noi în adunare, nimeni nu-i chemat în față, nici se ridice mâna, dar dacă ai curajul să o faci, ai aici un caiet, poți să-ți iei un pix, să treci numele în el pentru botezul care vine. Ei vor lăsa 8 scaune libere. Alți 8 oameni sunt invitați să le ia locul. Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Amin. Noi vom ieși cu cei care se botează și vom împlini ceea ce Scriptura ne cere. Haideți să ne ridicăm. Voi ieșiți pe dincolo.